Intervenția a fost extrem de complicată. Medicii nu se așteptau ca bebelușul să moară în timpul travaliului. El escenario que nos habíamos planteado es que naciera la niña viva y que luego iba a fallecer, sabíamos por su malformación, por su alteración. Bueno, el problema es que murió intraútero, en intraparto, 3 horas antes de la expulsión. La naștere a asistat o echipă complexă formată din ginecologi, chirurgi, cardiologi, pediatri, neonatologi și coordonatori de transplant. Aceștia au decis că pot preleva țesutul cardiac chiar și după deces și după ce familia și-a luat rămas bun de la fetița lor în intimitate. Hay casos de niños que no necesitan el trasplante del corazón entero, del órgano entero, sino que puede solucionarse su cardiopatía con un implante exclusivamente de válvulas. En ciuda diagnosticului cumplit, mama fetiței a fost cea care a solicitat să doneze organele copilului ei după naștere. Desde el principio tienen que tener un consentimiento informado, que es un proceso, una ayuda psicológica, una disponibilidad de todos nosotros continuada para resolver dudas y para seguir sabiendo que eso de verdad para ellos, para su familia, para su entorno y para otro niño va a ser un beneficio. España este líder en transplanturi. En España en fiecare zi se fac în jur de 15 transplanturi. Anul trecut peste 5300 de pacienți au primit șansa la o nouă viață datorită donatorilor. Pe primul loc sunt transplanturile renale, peste 3000, urmate de cele hepatice și pulmonare. Din Spania, pentru Telejurnal, Oana Dobrescu.